Dar ne ziceai când era Răzvan Marin, că ne povestești ceva de Răzvanel. Eram la Vestea. Când l-ai bătut? Nu, nu. Era micuț. Și era atunci domnul Loroi, o antrenor la noi. Da. Ce înseamnă că era micuț? Cred că avea 11 ani, 10 ani. Am înțeles. El venea cu taică, sau nu? Cu taică, da. Da, așa. Și venea la antrenament și l-a văzut Oli. Și a zis, Petre, băi, acum îți fac o fetă pe el și vreau să am grijă de el. Și a zis, Petre, nu. Și nu l-a lăsat, serios. Am mai stat 2 ani. Deci cât avea copilul? 10 ani? 10-11 ani. Da? Atunci, da. Și da, Oli nu i-a zis în glumă, nu? Nu i-a zis în glumă. Ce? Zis, cum a zis? Ăsta e băiatul meu. Eu vreau să am grijă. Da. Vreau să-i păsarul lui. Aha. Și îi spunea în fiecare aia, când îl vedea antrenament, tu ești jucătorul meu, gata. Cel mai bun. Ce calitatea avea de mic. Serios vorbești? Păi serios. Da, vorbim și de Răzvan Marin, nu? Răzvan Marin. Băiatul lui Petre Marin. Petre Marin. Da. Care l-am văzut acum. Da. Și ce agresiv. Era de mic agresiv. Da? Mai agresiv decât Taixu. Și ce, cum i-a zis Oli? Acum i-a zis lui Petre Marin. Îl ți-l semnez. Acum vreau să ți-l semnez. Și a zis că nu. Dar cred că Petre credea că spune Cateringă, în glumă, dar... Bă, la un moment dat, care Olăroi vorbea foarte serios. Uh-huh. A văzut Olăroi... A văzut ceva în el. A văzut o schimbă. Și ce este? Că nu mă ocup eu de el, nu? Nu. A? Da. Da, ia să vedem poza asta cât povestești. Sângele apă nu se face. Pentru Marin Junior, mingea are o atracție aparte. Da. Ia să vedem, da. Așa, prima poză din presă cu el postată de Mariana Podeanu. Da? Aoleu, ce drăgălaș e. Uitați-vă la el cât e de drăgălaș. Ai de mine, ce drăgălaș copil. Da. Foarte drăgălaș. Deci sângele apă nu se face. Pentru Marin Junior, mingea are o atracție. Aparte, asta e explicația pozei. De el vorbești, nu? Da, da, de acest copil la 10 ani, Oli a zis, mi-l dai mie, îl semnez eu. Da. Eu îl manageriez. Da. Și taică sau nu? Ce este? Uite, puteți să-mi și ce eu mă ocup, nu? Să te întrebați pe Petre Marin. Când aveți posibilitatea să intrați o dată, să întrebați. Nu ce spune. Și ce este? Era nebunit după el să-l ia. Și ce este? Nu, domnule, mă ocup eu de el. Ce bună. Ce și l-a luat? La 10 ani? La 10 ani? Da, la 10 ani ce control bun al mingii, ce control bla. Jucat cu noi, se băga și cu noi la uniță, așa că... Serios? Da. Foarte bun, foarte, foarte bun copil. Precoce. Ce serios. Domnul, dacă vedeți cât de serios era, incredibil. El nu se lipsea de antrenament. Să dea câte 3-4 ore pe teren. La el nu exista nimic, și telefon. Băi, nu mai pe teren? Nu mai pe teren? Jocuri, ceva? Nu exista la el. Eu de câte ori am venit, noi mai stăteam în cretan și cam în tenis, da? La cineva în curte, și după aia ne retrăgeam, mâncam ceva. El acolo, încă două ori, încă două ori. Cât am stat noi 5 ori, el juca cu mingea. S-a juca cu mingea, pur și simplu. Bravo lui, deci îl găseai acolo, voi văceați la grătar și când plecați, copilul tot trăgea la poartă. Bravo lui, felicitări, mai ales că, având pe tatălui, era clar că... Da, nu, și un băiat bine crescut. Chiar un băiat bine crescut. Și plin, și respect tot. Numai cu domnul. Îmi vorbea când avea un domnul. Da, nu, chiar un băiat bine crescut și, să știi, Vivi, un euro bun. Un euro bun, și da. Stai și dai și două goluri. Lasă golurile, dar un euro consistent al lui Răzvan Marin. Da, un euro consistent și este unul dintre liderii naționale. El cu Stanciu. Da, el cu Stanciu. Și ce relaxat, zici că are...